Să știi că nu e frumos ce ai făcut. Ce am făcut? Ai adus vorba de căsătorie de față cu mama și mi-ai pus în fața faptului împlinit. Ok, vrei să vorbim despre asta mâine? Sunt cam rupt și aș vrea să fac un duș. Da, ok. Eva. Ok, vorbim mâine. Mulțumesc pentru flori. Și mie mi-e dor de tine. Iulia. Neața. Neața. Ce faci? Cum ai dormit? Bine. Eu mă pregăteam să plec la muncă. Când am fost ieri și trebuie să rezolv treaba aia cu Dragoș. Da, știu. Ai vrea să vorbim un pic despre nuntă? Nu, vorbim mai târziu. Și sigur că aș putea să rămân și azi acasă, dacă vrei. Și să vorbim. Da, e ok. Du-te. Trebuie să rezolv problema cu Dragoș. Da, ești ok cu asta? Da, vorbim mai târziu. Simt că nu ești ok. De ce? Ai făcut ceva care ar fi trebuit să mă supere? Nu. Ok. Eva, asta nu e o capcană, nu? Ce capcană? Ei, ar trebui să zic ceva acum și dacă nu zic, atunci o să fie o problemă mai târziu. Și după aceea o să-mi reproșez că de ce nu ți-am zis ce trebuia să zic, când trebuia să zic și după care o să ne certăm și tot așa. Nu știu, Victor, nu știu ce o să mai fie. Uite că am crezut că știu și tot timpul se întâmplă ceva care să mă ia prin surprindere. Te referi la nuntă? Păi la ce altceva aș putea să mă refer? Bine, hai, du-te, că întârzi. Hai, du-te, vorbim mai târziu. Ok. Ne vedem mai târziu? Da, vorbim, ne vedem mai târziu. Du-te la muncă, la treabă, la... Ok. Sure. Ai vrut să mă vezi? Ia loc. He, ce ton, serios? Ia loc. Nu, că nu stau mult. Vladi, cât timp am fost plecat, firma asta a pierdut extrem de mulți bani. Adică ce vrei, mă, să zici? Că eu nu mă pricep? Sau cum? Da, exact asta vreau să zic! Păi nu știu, măi, că tu ziceai că la muncă se vine zilnic. Și eu nu știu pe unde umbli, că nu prea te-am văzut pe aici în ultimul timp. Am avut niște probleme personale, da? Și te asigur că asta se va schimba de acum înainte. Dar un lucru mi este extrem de clar, că firma asta nu are voie să ajungă pe mâna ta. Păi... Ce păcat, pentru că fix asta o să se întâmple. Adică? Adică nu știu dacă mai ții minte, dar încă nu s-a terminat cursa, știi ce zic? Noi avem sarcina mai avansată. Dar nu sunteți căsătoriți? Asta e o chestiune de câteva săptămâni. Bun, bine, măi, boss. Cum spui tu? Am terminat aici? Da, am terminat aici. Bun. Pace și prosperitate. Multă baftă cu toate chestiunile tale personale.
Bine, păi atunci ia să-ți iei. Ia inelul ăsta înapoi, ia-l! Ia inelul să uiți de mine! Să uiți că exist! I was set in my own ways, no time to dry your tears. Give me a chance to show the one I wanna be. Give me a chance to make you stay with me. Every time you needed me, I just closed the door. Kept you out, pushed you away, like I didn't care anymore. Please tell me how to hear what's broken, to say the unspoken. Remember how we were in love. I miss you. Escape from emptiness. Give me a chance. Let me clean my mess. The love we have. Ce ciudat era sculptura aici. Sigur o fi aruncat-o, Victor. Da. The things I said, could you forget? Give me another chance. Alo? Bună, Eva. Ce faci? Hei! Bine, uite, pe acasă, tu? La tine sau la maica ta? La mine, de ce? Fără motiv, așa. Victor. Victor, zi, măcar tu fii sincer, spune-mi ce e. Eva, l-am văzut pe Victor cu cineva. Cu Diana? Nu cu Diana. Serios? Nu. Ce? Nu te-aș minți niciodată, doar știi asta. L-am văzut pe Victor. Altă femeie. Alo? Da. Mersi că mi-ai spus. Sigur, oricând, dacă pot să te ajut cu ceva, te rog să-mi spui. Nu, mersi frumos. Hai că vorbim mai târziu. Bine, dar te rog să ai grijă de tine. Chiar nu vreau să suferi. Da, și eu m-am saturat. Da. Vorbim. Asta, la mine în birou și mă gândeam. Chiar ai tupeu. Poftim? Să nu-ți imaginezi că mă mai căsătoresc cu tine.